Bună dimineața, părinte! Bună dimineața și la mulți ani! La mulți ani de flori! Nu, acum ne e frig, dar putem spune că vom da emisiunea de flori și atunci la mulți ani! Ne e frig de flori, nu știm, poate o să fie zăpadă și de flori, deși sperăm să fie flori și salci de... Poate din motivul ăsta ne-am apropiat de una dintre cele mai frumoase, luminoase ctitorii ale Brașovului românesc, colegiul Andrei Șaguna, astăzi vechea școală confesională, o să zic titlul la un moment dat, în 1850, la inițiativa lui Ioan Popazu, George Barițiu și Iosif Barac, subliniez, George Barițiu, Ioan Popazu și Iosif Barac, se adresează comitetelor de la Biserica Sfântul Nicolae și celor de la Adormirea Maicii Domnului, de la o biserică către care ne vom îndrepta la un moment dat din cetate, și cer să se înființeze gimnazul mic român de religie ortodoxă orientală în Casa Băcanului. Organizează toate lucrurile acestea, construiesc împreună un proiect, gândesc împreună proiectul respectiv, iar la 17 septembrie 1851, la praznicul Sfintei Sofia, înțelepciunii, Șaguna pune piatra de temelie acestei inedite pentru vremea aceea și fundamentale construcții de cultură românească. Șaguna avea să înființeze un gimnaziu la Brașov și unul la Brașov, care dăinuie, sunt în picioare până astăzi și care au dat țării, cred că academicieni, mai mult decât are Academia acum. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, lucru foarte important de reținut este că atunci când a venit să sfințească și să deschidă, pur și simplu să pună piatra de temelie, Șaguna a muncit la piatra de temelie. De undeva de peste drum au cărat roabele cu vars nestins și engolpionul lui se spune că l-a așezat la rădăcina acestui colegiu, care până astăzi rămâne unul de elite și rămâne unul care, din fericire, dovedește că învățământul românesc are calitate inalienabilă atunci când oamenii muncesc cum se cuvine. Și cu așa ctitor și cu așa protecție, binecuvântare cu așa și engolpion pus da, la cu așa talba. Protecție. Construcția a durat o vreme. În 1922 primește numele lui Andrei Șaguna. Abia din 51, gândește-te ce este aici construit, este construit din 1851-1854. O să ajungem la un moment dat să filmăm în interior, nu o să deranjăm cursurile, că noi suntem aici într-o zi de cursuri, dar vom intra într-una dintre cele mai frumoase săli pe care Brașovul le-a avut la îndemână și România le-a avut la îndemână, sala festivă a colegiului din vremea, a școlii din vremea aceea, în care s-a cântat pentru prima dată Crainou, prima operetă românească, versul Vasile Alexandrii, muzica Ciprian Porumbescu. Vom discuta mai multe detalii în interior, în sala festivă. Să intrăm și pentru că să le spunem telespectatorilor, filmăm la minus 10 grade, dar asta nu face altceva decât să fim aici. Foarte aproape este Poarta Șchei, foarte aproape este Poarta Ecaterina, foarte aproape este Biserica din Groaver, nu foarte departe de noi este Biserica Sfântul Nicolae. Suntem în același spațiu al Șcheiului, dacă vrei, suntem în ultima frontieră a Șcheiului spre oraș, de unde de fapt a venit și emanciparea românilor în raport cu orașul, pentru că în momentul când se construiește gimnaziu, se dovedește odată plus că comunitatea aceasta de dincolo de porțile orașului, spre munte, spre Tocile, spre chietrile lui Solomon, are demnitate, valoare și nu în ultimul rând are forța financiară de a întreține o astfel de construcție, construcție intelectuală. Mergem în interior. Intrăm mulțumesc. Ca să vedem despre ce e vorba. La prima școală românească. Îndrăznesc să spun că, de fapt, prima asumare corectă a școlii românești pentru zona aceasta a Brașovului și a Transilvaniei a fost acest colegiu. Dar tot fuțim așa. Sigur că prima școală românească din Șcheiul Brașovului are valoarea sa. Tot ceea ce s-a petrecut acolo a născut colegiul de aici. Dacă te uiți bine, o parte din cei care l-au întemeiat, o parte dintre cei care iubesc cartea și o parte dintre cei care au scris cărțile acestui colegiu, sunt cei care au trecut pe acolo, măcar prin conștiință lor a trecut prima școală românească, dar prima academie română, îndrăznesc să spun, e colegiul Andrei Șaguna. Am văzut și astăzi la intrare. Sunt 43 de academicieni, că nu e chiar de aici, de acolo. Am văzut, cum sunt gravați în marmură. Câțiva sunt șagoniști, așa foarte mândri de domnul Ion Aurel Pop, domnul doctor... Sunt o grămadă de oameni pe care îi cunosc și pe care îi apreciez pentru ceea ce fac. Îi iubesc nu pentru că sunt academicieni, ci pentru că sunt șagoniști și și-au pus sufletul pentru asta. Eu n-am terminat liceul Andrei Șagonea, să spunem că în vremea mea, liceul pe care eu l-am făcut de științele naturii era așa într-un fel de concurență pozitivă cu colegiul Andrei Șagonea.
Pentru mine a fost foarte important, în schimb, că cei mai buni prieteni ai mei și parte dintre oamenii pe care i-am cunoscut ca mari profesioniști în matematică, în fizică, pentru că e un liceu de real, au creat o cultură pe care nu cred că poate ajunge din urmă foarte ușor orice colegiu din țară. De altfel, dacă te uiți bine pe perete, suntem înconjurați de oameni cu totul special. Mă uit așa cu o bucurie în spatele tău, de Gheorghe Dima, care este unul dintre marii compozitori și dirijori, iar imediat lângă ea Andrei Bârseanu. El este chiar șchian, așa cu mustățile în vânt, adică arată odată în plus cât de frumoasă era cultura pe care o asumă. Lângă el este Iosif, iar lângă el Nicolae Teclu. Observ că se joacă chimia cu poezia, muzica cu economia. Andrei Bârseanu este un mare creator de economie și un mare scriitor de monografie a școlilor greco-orientale, adică ortodoxe din Brașov. Deci oameni hotărâți, în spatele meu, cred că tu vezi că în spatele meu e Părintele Dumitru Stăniloae, îmi ține spatele, iar lângă el este Lucian Blaga. Ce poți să vrei mai mult decât atât? Adică în ce lume putem trăi în care să ne putem dori mai mult decât atât? Loc al culturii, al... Floriile ortodoxiei. Aici sunt floriile ortodoxiei. Aici Hristos a intrat călare pe măgar, sau pe mânzul Asinei, dăruind țării o înflorire cu totul și cu totul specială. Să știi că întotdeauna în situațiile în care suntem atenți, ceea ce au scris prima dată ca motto al liceului, literis et virtuti, au rămas așa. Naștere aduce doar litere și virtute, ci muncă intelectuală și muncă în câștigarea virtuților. O să vezi, știau de la început că nu se poate construi un om întreg fără caracter și fără suflet. E o școală a caracterelor aici. Să spun că în primul război mondial, în al doilea război, nu spun că și în 1877 și în primul război mondial și în al doilea război mondial și în perioada comunistă, de ei s-au născut oameni care au rezistat, care au avut conștiința fundamentală a rezistenței împotriva oricărei ideologii. Plus, în perioada, dacă vrei, interbelică, în care au fost suficient de multe ideologii de toate felurile, mulți dintre șagonieni și șagoniști au salvat oarecum dezechilibrul în care țara se aruncase. E impresionant pentru că acest colegiu, Andrei Șaguna, naște de fapt și conștiința facultății noastre de teologie Andrei Șaguna. Ele erau ca două vase comunicante, se strângeau în ele tinerii și apoi se alegeau vocațiile dintre ei. Mulți dintre cei care sunt absolvenți de Andrei Șaguna au urmat după aceea facultatea de la Sibiu, mă rog, Institutul de Teologie de la Sibiu, s-au întors la catedra aici, au făcut mai departe carieră universitară sau, bine, în vremea aceea, colegiul era câte o universitate, trebuie să știm asta. Oameni implicați în politica națională, oameni implicați în publicistica națională. Și noi de-am vrut neapărat să filmăm aici, că e locul unde în februarie 1882 s-a cântat prima dată Crainou. Vreau să se știe că asta e sala. Noi o tot învârtim, ba nu e aici, ba acolo, să fim serioși, există documente suficiente că aici s-a cântat. Crainou. Și că pe textul lui Vasile Alexandri, care sigur că nu e strălucit, dar ce ne interesează pe noi astăzi lucrul acesta, când oricum nu e strălucit nimic, avea să scrie Ciprian Porumbescu prima operetă românească. Îndrăznesc să spun că e primul semn că se poate, este într-un singur act, dacă mi-aduc aminte. Nu e o intrigă care să-i pună pe gânduri, dar e o frumusețe așa, pe care n-aș da-o pe multe complicăți de astăzi. De altfel, după cercetările făcute și puse într-un roman superb, Balada, de către domnul Adrian Lesenciu, care este președintele Uniunii Scriitorilor din filiala de aici, din Brașov. Nu foarte departe de aici au stat și sora lui Ciprian Porumbescu, cu Ciprian, și când după explozia de muzică de la susținerea primei reprezentații, se spune că toată piața asta mare era un parc uriaș, s-a umplut de oameni și cântau pe stradă Crainou. Și trebuie să spun că m-au întrebat de multe ori studenții mei care este un moment de ce mi-a plăcut să mă duc la operă, operetă sau la teatru și le-am spus că undeva prin 88 sau 86, oricum nu în 87 niciun caz că a fost Revoluția atunci, ieșind de la teatrul care astăzi se cheamă Sica Alexandrescu, ieșind de acolo, am ieșit după o reprezentație, după un gherase de Endrino, Lăsați-mă să cânt, o operetă despre viața lui Ciprian Porumbescu. Și țin minte, erau cântăreți de marcă atunci la Brașov și când am ieșit din teatru am întârziat mașinile ca de obicei, noi ne-am strâns în stație, au apărut actorii pe care îi socoteam mici dumnezei locale, a apărut orchestra și din senin așa lumea a început să cânte Crainou.
era ieșit, eram toți ieșiți așa cu inima sus. Chiar credeam că se poate schimba ceva. S-a cântat sub o ninsoare ca în basme, mai bine de o jumătate de rovăind mașinile, s-au oprit autobuzele și oamenii continuau să cânte cu actorii. Mi s-a părut primul gest de libertate al unui oraș. Să ne înțelegem bine. Ciprian Porumbescu cântă primele bucăți de muzică românească eliberată de orice fel de altă nuanță decât până atunci. Copiii de aici de la Șaguna mergeau în vremea, dintr-un început, alcătuiau corul Bisericii Sfântul Nicolae, corul celor de la Biserica Adormirii. De foarte multe ori erau prezenți în mai toate activitățile. Există o carte scrisă de un profesor de limba română, Ion Popescu, topolog. Titlul era Urmașii lui Euclid, a apărut când eram eu copil de liceu, în care prezintă oarecum libertatea de care copiii ăștia au dat dovadă de fiecare dată. Adică șagunist înseamnă om liber. Și asta înseamnă foarte mult cum de la ei am învățat toți ceilalți, de fapt, din Brașov să ne trăim propriile noastre libertăți. Eu sunt convins că mulți dintre cei pe care comunismul a încercat să-i îngenuncheze, nu uita că securitatea a fost nu foarte departe de acest liceu, mulți dintre cei pe care securitatea a încercat să-i îngenuncheze s-au format aici pe băncile astea și au învățat bine ce au de făcut pentru a rămâne oameni liberi. Și cei de astăzi, elevii, îi vedem pe holuri venind spre filmare. Ai observat? Ce luminoși sunt și disciplinați la... și uniforme frumoase. Da. Băi, să nu vorbim de uniforme, așa. Eu cred că, din contră, prezența unor astfel de instituții în mijlocul învățământului românesc arată că acolo unde este exigența, e performanța. Eu m-am săturat să vorbim despre orice altceva decât despre exigență, despre calitatea învățământului prin calitatea profesorilor pe care îi pun la dispoziția copiilor, calitatea sălilor de clasă. O să vrei, dacă vrei, putem ieși de aici și să ne uităm și o să vezi la ce nivel s-a ridicat, inclusiv dotarea tehnică. Un bacalaureat recunoscut internațional. Asta este foarte impresionant și plus că efortul lor de a fi școala europeană înainte de a exista Europa Unită. Șaguna este școala europeană înainte de a exista conceptul de școală europeană. Mulți dintre cei pe care ai remarcat că pe tablele legii de la intrarea în colegiu sunt trecuți nu doar academicieni români, ci și români membri al altor academii. Deci, din punctul meu de vedere, asta spune foarte mult. Și cu toții aflați sub oblăduirea unui sfânt al bisericii. Mi se pare fundamental modul cum a început. Îți dai seama că s-a pornit de la Engorpionului Șaguna și s-a terminat la zborul lui Dumitru Prunariu? Liceul ăsta e răstignit între un engolpion care se scufundă în pământ și un român care vede cerul de sus. Da. Deci mi se pare fundamental. Mi se pare fundamental să spun că neurochirurgii, medicii, profesorii, lingviștii pe care i-a născut liceul acesta au creat România. Sunt România. Sunt repere. Eu am rămas România. Foarte impresionat de momentul în care am citit pentru prima dată cum și-a suflecat Șaguna mânecile și cât era de pornit să termine colegiul acesta. Îți dai seama că dacă pentru o amărât de paraclis în Sfântul Nicolae au fost nevoie de 20 de ani sau pentru ridicarea bisericii de pe Tocire au fost nevoie de 40 de ani de hârtiuțe și da. Ce a fost aici, ce bătălie a fost. Pe pământul propriu al oamenilor și cu banii lor, că nu i-a ajutat statul. Apoi, pe de altă parte, asta mai arată ceva, că atunci când vrei să-ți ridici un popor de jos, în primul rând îl educi, nu-l lovești în educație. Poate că astăzi nu mai suntem atenți exact la nuanța asta, că un popor educat e un popor liber care are forța de a-și reveni de fiecare dată. Cred că e foarte important. Școala asta a născut ani de zile oameni care sigur că au făcut matematică și fizică, dar au ajuns buni avocați, foarte buni profesori universitari în diferite domenii. Au învățat o grămadă de lucruri pe oameni. Adică e o școală în școală care înșcolește școlirea, știi, cam așa. Și se vede clar că totul a fost sub oblăduirea bisericii și construit de biserică și începutul acesta bun a creat premisele performanței. Să spun de ce mă bucur foarte mult că am nimerit chiar în ziua de Florii pe aici. Pentru că n-am aranjat lucrul acesta. Da. Așa a fost. M-am gândit să spun că, de exemplu, pentru a putea să reziste profesorii care predau aici, aveau școala propriile blocuri, dacă vrei, propriile case ale profesorilor și multă vreme, în zilele de flori, șagunienii erau recunoscuți pentru faptul că ei culegeau mățișorii de la săl și pentru bisericile din oraș. Mergeau așa în excursii și aduceau salce înflorite, dacă vrei. Sau... Pentru mine a însemnat foarte mult. Îi vedeam și când eram eu copil, prin 75-76, încă făceau gesturi de genul acesta. Și era așa o cordialitate cu... Vorba aceea, eram încă sub comunism. Dar avea o cordialitate cu biserica. Era foarte greu să spui. Știi că eu prima dată când ziceau Andrei Șaguna, m-am întrebat cine e Andrei Șaguna. Eu așa m-am aflat prima dată de mitropolitul Andrei Șaguna.
Adică imaginea liceului ajută la imaginea bisericii, iar biserica ajută la imaginea liceului de fiecare dată. Din punctul meu de vedere, cred că astfel de metereze pot face să-și revină România. Sunt licee și de mare calitate, altele, sigur, în oraș, nu le fac eu ierarhizare. În mintea mea imediat sună liceul Meșota, liceul Unirea, le știu, știu cu cine jucam fotbal și cu cine mergeam la Olimpiade, cam așa. Dar în esență, cred că Brașovul a avut întotdeauna un duh de cosmopolitism, așa, intelectual, adică primeau ideile, lansau liceele. În 1910, Onisifor Ghibu, printre altele și el absolvent, Onisifor Ghibu primește poruncă nouă să facă un control asupra școlilor pe care le-a întemeiat Șaguna. Deci e 1910. E numit inspector școlar, vine, că cercetează și vine cu ordinul ca fiecare profesor din cele două colegii, Brad și Brașov, să publice propriile manuale de specialitate. Închipuieți că vine undeva prin septembrie și în noiembrie deja apar programele pe care profesorii vreau să le susțină. Mai mult decât atât. Aici la preda la biologie sau la geografie era un profesor Lupan. El l-a născut pe Tocile undeva, a trăit multă vreme după aceea, a fost și profesorul tatălui meu spre sfârșitul vieții. Și pentru că aici, ca și acum, era și o parte de gimnaziu, de copii mici, de 1, 4, 5, 8 și apoi mai departe. La un moment dat, simpaticul profesor îi spune lui Ghibu, eu voi scrie manualul de biologie, dar nu pot fără colegul de geografie și cel de geologie și atunci, deci interdisciplinaritatea acceptată până la capăt. Plus că aici se lucrau pe manuale care sigur că trebuia să aibă girul nihil obstat statului instituțional de la Viena. Și atunci mai mințeau și ei așa un pic. Scriau în ungurește localitatea, făceau geografie locală foarte multă. Sunt renumite celebrele excursele șaguniștilor peste Tâmpa, spre chietrele lui Solomon. De altfel, după unii cercetători mai atenți la amănunte, se pare că descoperirea neoliticului la chietre vine de la un grup de tineri copii din Șaguna. Deci, cum să spun, oamenii ăștia erau implicați în tot și în toate. Ce legătură extraordinară și ce poveste frumoasă ne-ați creat în edițiile acestea ultime cu bisericile Sfântul Nicolae, Sfânta Treime, cu cartierul acesta, cu cușcheii și eu tind să cred liceu. Că, de fapt, duhul acesta s-a prelungit către centrul orașului. Noi vom merge să vizităm, să le spunem telespectatorilor că vom face învierea la o biserică specială, Sfânta Treime la greci, și apoi vom avea duminica după înviere la Biserica Adormirea Maicii Domnului din centru, din Românime, cum spuneau pe vremuri, sau din cetate. Spunem asta și să se înțeleagă. Comunitățile românești nu erau rupte și frânte și nici de aceea nu puteau fi înfrânte. Suntem foarte aproape, am spus, de poarta șcheii, locul de unde șcheienii nu mai aveau voie să intre în cetate decât între anumite ore, cu anumite aprobări. Suntem aproape de poarta Ecaterina, care e strict militară, mare parte din ea. Dar în aceeași măsură, deși în afara orașului erau orășeni, deși amintirile tatălui meu, ca și a profesorului mele de chimie, doamna profesor Șuteu, care a terminat tot o parte de Șaguna, tatăl s-a predat la Șaguna, îmi povesteau că de săraci erau în anii 48, 50, 50 și ceva, cum veneau înfășurați la picioare cu ziare, deci s-a trăit greu, dar s-a făcut școală bună. Copiii erau sclipitori pentru că i-a ajutat Dumnezeu să fie sclipitori. Și îmi povestește, tata îmi povestea că mare parte dintre colegii l-a terminat repede școala, că nu prea aveau bani săraci. Și iată să intre în câmpul muncii, dar îmi povestea tot timpul că toți colegii lui cu care a început școala și au mers mai departe se întâlneau tot timpul la biserică, s-au întâlnit în viață, în repetate rânduri și au rămas foarte buni camarazi. E camaraderia pe care o dă crucea care se așterne în mijlocul unei culturi. Vorbiți cu atâta dragoste de liceu de aici și cu siguranță și pentru că sunteți profesor la facultatea care este pusă tot sub ocrotirea Sfântului. Mă gândeam în zilele astea că n-am ajuns șagonist, dar am ajuns șagonian, știi? Cam așa. Eu văd ce minte strălucită a avut mitropolitul acesta, a ajuns sfânt sau acceptat de sfânt de noi, încât să poată pune generațiile una lângă alta, să poată să crească unul, cum să spun eu. Să pună oameni împreună și să construiască un sistem în care gândirea omenească să aibă de câștigat. Noi acum fracturăm gândirea omenească. Dacă am putea să atomizăm învățământul, să-l facem praf, ia-ți mai buni, ei nu gândeau așa. Nu putem fi buni decât împreună. Cum ați vorbit de manualul acela interdisciplinar,
Asta însemna, era un spirit. Multe din manuale pe care le-ai văzut la prima școală românească așezate în vitrine au fost făcute ca să poată fi predate aici. Multe au fost predate aici. Copiii ieșeau de aici, copiii, tinerii, ieșeau de aici cu mare, mare calitate a învățământului. În timp avea să se mai facă o școală, domnița Ileana, îi ziceau bătrânii pe vremea mea, liceul Unirea, al Elenei Doamna, cum s-ar spune, se construiau, se gândeau, gândeau de fiecare dată, construiau de fiecare dată, nu știu cum să spun, creșteau copiii împreună. Există o școală la care eu țin foarte mult și, uite, merită amintită, copiii evrei din Brașov aveau o școală în care se cultivau religios, dar veneau întotdeauna și furau meserie și trăiau împreună cu românii în marile centre de cultură ale liceelor sau, mă rog, cum se numeau ele atunci, colegilor educaționale românești. E impresionant modul în care se dezvoltă colegialitatea aceasta într-un oraș cum e Brașov. Un bun exemplu pentru învățământul. Literul sunt virtute, adică să nu uităm că nu se pot litere fără virtute, nu se poate, iar virtute fără carte nu există. Deci acesta este mesajul florilor din acest an, mesajul pe care îl lansăm aici. Să trăiască România care își crește copiii, cum crește colegiul Andrei Șaguna copiii. Sigur că unii ar socoti fițoși, ar socoti un pic așa, distanț, bravo lor. Inteligența înseamnă și un pic distanță de toată mizeria din jur și un fel de orgoliu că n-ai voie să fii ca cei care n-au cunoscut și n-au gustat din frumusețea de aici. Gândește-te că aici undeva la un balcon stătea Berta trecând cu ochiul la Ciprian pentru ultima dată. Gândește-te că aici au fost scrise poezii care sunt inalienabile în cultura poporului român. Aici, la catedra de aici și prin băncile de aici, probabil că în dese rânduri s-au ridicat în picioare să răspundă cei care aveau să răspundă și înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Părinte, să le urăm tuturor o duminică a florilor cu pace și cu bucurie, o sărbătoare frumoasă să avem. Le mulțumim și doamnei director și tuturor celor care ne-au primit aici și ne-ați făcut o imagine tare frumoasă a tot ce înseamnă credință și cultură în această parte. În mintea mea acum sunt papucei de lac ai copilor din Brașov care urcau mușchei trecând pe lângă liceul Șaguna, visând să ajungă vreodată șaguniști. Și uite, când n-au ajuns, au ajuns șagonieri. Vă mulțumim. Doamne ajută.